Salutare! Și bine v-am regăsit! Pentru că sunt mereu întrebat cea mai des întâlnită întrebare după canal de la mine în legătură cu drujbile chinezești. Adică cea mai frecventă întrebare fiind ce drujbă să-mi cumpăr la asta chinezească. Credeți-mă că asta o primesc cel mai mult întrebarea, ce drujbă chinezească să-mi cumpăr. Haideți să vă zic părerea mea care ar fi. Părerea mea e să vă luați cea mai ieftină drujbă chinezească, că oricum la ea că e de 5 milioane, că e de 6, că e de nu știu cât zic ei, că are 5 cai, 6 cai, nu există așa ceva, nu există drujbă chinezească de 6 cai, n-o să vedeți așa ceva, nu-i uralmaș, nu-i taiga, nu-i rusească, nu-i nimic, toate sunt chinezești și ruliți la fel, e o chinezărie maximă, care n-are nicio treabă cu e drujbă românească sau mai știu eu ce, da, ar fi fost bine, dar nu, în păcate nu se poate așa ceva, așa că dacă vreți să vă luați o drujbă chinezească, o căutați pe cea mai ieftină, că oricum că vine cu pachet cu două lame, trei lanțuri, tot, oricum tot proaste sunt și trebuie să-i schimbați lama și lanțul, cel puțin lanțul, imediat trebuie să-l schimbați. Dacă nu-i schimbați lama în caz că vine cu una de 40 de centimetri, de 38-40, cu aia mai merge. Dar, în general, trebuie schimbate lama și lanțul și eu vă recomand, dacă vă ce v-ați dat drujba chinezească, care în general are pasul 3-2-5, vă schimbați lama cu una de 38 de centimetri, canal 1,3, ce marcă vreți voi, lama, da, vreți să vă luați lama de marcă, vă luați de marcă, vreți să luați de-astea mai ieftine, luați mai ieftine. Lanțul contează, eu vă zic să luați ăla de la Husqvarna X-Cut, lanțul pe 3-2-5 de 32 de dinți, tot canalul 1,3 și cam ăsta ar fi un echipament bun de tăiere pentru o drujbă chinezească care, na, în general la 3-3 cai jumate, sub orice nume ar fi ea, orice culoare, orice chestie, drujba chinezească n-are 6 cai, restul e vrăjeală. Ca și preț, ca să vă zic așa până la câți bani merită să dați pe drujbă chinezească, ar fi la maxim 3 milioane, 3 milioane jumate. Mai mult, după părerea mea, eu zic că nu merită, pentru că trebuie să mai investiți în echipament de tăiere, bineînțeles, și ăla e jumătate din drujbă, ca bani. Așa că asta e treaba. Am făcut clipul ăsta așa pentru că mereu mă sunt întrebat ce drujbă să iau sau dacă e adevărat, chiar au 6 cai câte unele sau nu au 6 cai nici unele și nici nu sunt rusești, nici nu sunt nemțești, nici românești, toate chinezești, că le importă, le aduc rușii din China, le aduc în Rusia, în Ucraina sau pe unde, le aduc ei și le pun o etichetă. Hai mă și tu, nu vă hotăreți odată să mergeți. Și le pun o etichetă de ce vor ei și aia e marca. Da, în fond e aceeași drujbă, de la 4500 până la 5800 cilindrea e tot la fel. Nu e
maxim mare diferență. Bate soarele fix în ecran. Deci asta e treaba. Dacă e micul pădurar 6200, nu vă temeți că e drujbă pe carter 6200. E tot din asta. E carterul de 4500, 5200, 5800. Și voi ieși la pietoni, că na. Asta-i tu acum. Uite așa. Cine vă mai bădați ca ne simțiți? N-ai văzut așa ceva, băi, de cu ăștia. N-ai loc de trafic ăsta. Cam asta ar fi treaba cu drujbele astea. Feriți-vă și pe OLX de super oferte de astea de Stir sau Varna, care de fapt nici măcar nu sunt replici de Stir sau Varna, dar cer câte un câte 1200 de lei pe ele, dar ce aveți nebe? Am văzut eu vreo câteva oferte de astea, te durea cap. Și așa cum v-am zis, prea mă întreabă lumea pe canal de drujbe, de ce drujbă de marcă să-mi cumpăr. Ăsta e adevărul, s-au mulțit drujbele chinezești, sunt pe peste tot, toate culorile, toate numele, prin toate curțile, toată lumea are câte una, în general și tot așa. De ce? Prețul pleacă de la 200 de lei, să știți, 2 milioane, cea mai ieftină. Aia, dacă îi mai dai un milion și ceva pe echipament de tăiere, cum v-am recomandat, aia e drujba. N-ai de ce să dai 500 de lei pe chinezească. Sperând că ce? Are 5 cai și că e făcut în Germania sau în Rusia. N-ai sens. Atâta timp cât toba și carterul ăla lei zbiară că e chinezească și gheara și tot, n-ai ce să crezi pe altceva. Asta e treaba. Da, cam astea fiind spuse, aveți spor în toate, sănătate și numai bine.